Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Ne face o plăcere deosebită să aducem în fața dumneavoastră oamenii care se dedică comunității noastre. Și cred că la acest capitol un om important pentru noi toți este domnul care conduce fanfara municipiului Reghin. Ne bucurăm să avem în orașul nostru o fanfară atât de renumită, până la urmă și în zonă. Vă cunoaște lumea nu doar în Reghin sau în localitățile din împrejurim, chiar și în județele învecinate. Da. Suntem foarte cunoscuți cu fanfara noastră, domnul Papoi. Da, exact așa cum spuneți. Am fost chemat multe locuri. Bistrița, Sighișoara, Târnăveni, Rodna am fost. Acum nu de mult am fost la Codrea. Așa că am avut succes foarte bun. Câți membri sunt astăzi în fanfară? Astăzi în fanfară ar fi 16, dar fiind mai sunt plecați, stânga, îndreapta, în străinătate, chiar și acum am 2-3 plecați. 12 totdeauna, cam jurul 12-13 adună pentru sărbători ăștia, când punem la Troiță Coroană sau alte evenimente importante. Știu că la un moment dat majoritatea membrilor erau rude. Și acum nu pot să spun, dar o să o micșorat, fiind și etate. No, deja fanfară s-a îmbătrânit un pic, cum zice, știi? Că un care, într-adevăr, are peste 80 de ani. Chiar care a fost dirijorul fanfare, Papoi Ludovic, și peste 80 de ani era. Și era foarte activ, foarte activ și s-a îmbolnăvit de la zi la alta. Nici n-am gândit așa ceva. Și așa că chiar ar plăcea și aș făcea un anunț prin dumneavoastră sau anunțați niște tineri, băieți sau chiar și fete, că am văzut și la Sibiu și așa să, dacă se poate să adreseze chiar la dumneavoastră sau la noi, că aș bucura să mai mărim. Ce calități ar trebui să aibă? Să cunoască muzică, instrumente? Voință. Mai mult voință. Mai mult voință dacă vrea și îți place. Că degeaba nu, din forță nu poți să faci nimica. Dacă place, ăsta poate să vie și să învețe. Ocupăm cu ei. Asta chiar ar plăcea din școală de muzică care este să cunoască un pic notele. După la noi învățăm la instrumente și una alta. Nu-i lucru așa ușor cum crede că da. Că așa, instrumente de suflat foarte. Nu că foarte de greu de suflat, dar și degetația să înveți că pe o clapă prinde 5-6 tonuri care trebuie să ai un urechi muzical și da. Cât de des faceți repetiții? Noi obligatoriu facem 2-3 ori pe săptămână. Asta obligatoriu. Avem program luni, joi, dar între joi, dacă nevoie, facem și miercuri sau chiar vineri, dacă pregătim undeva. Dar și dacă nu pregătim, repetiții trebuie făcut. Că instrumentele astea de suflat trebuie să ai ambajur, să formeze buza după muștu, cum zice, după... Așa că repetiții poate necesar la, în privința asta. Dumneavoastră, de câți ani sunteți în această fanfară? Eu eram clasa 6-7. Și, no, frații, unchi era, pe la noi, obiectiv. Și am intrat în fanfară, că plăcea. Când vinea, că era atunci, 1 mai, 23 august, în timpul aceea, și vedeai fanfară defilând pe stradă și vinea și, domnule, aia e ceva frumos. Și am spus că intru și eu, că chiar o plăcut. Și de atunci, tot timpul, la fanfară, la fanfară, la fanfară. No, nici eu n-am gândit că chiar ajung să fiu, cum zice, șeful lor acum, că și eu eram un muzicant simplu și asta. Dar hai că așa au dus soarta, hai să facem mai departe. Și până când putem, să ducem mai departe. Dar chiar de aia vreau, un anunțul ăsta care am făcut, să mai vie niște băieți care putem să facem fanfară cât mai mare. Că așa e frumos, că fanfară cât de mult, e extraordinar, cât mai mare. Chiar am fost și la Bistrița și am fost ăsta. Multe fanfare sunt, peste 30 de persoane. Tineret, domnule, sunt extraordinar. Dar instrumente ați avea pentru mai multe persoane? Aș făcea rost, că și ăsta. Consiliul a ajutat foarte mult cu instrumente. Chiar am avut niște instrumente vechi, încă din anii 40, și am schimbat pe aia. I-am predat. Și acum, prin Consiliul Local, am arătat niște instrumente noi. No, așa când? Că, apoi asta, o 3 ani. Da, o 3 ani s-a întâmplat treaba asta. No, și acum fiecare are instrumente a lui, nu a lui, că, cu care cântă și îngrijește. Că cum îngrijește, așa are fiecare. No.
Dacă ar veni, aș făcea și de instrument și mai aș putea să iau niște instrument până când învață. Am niște instrumente vechi care am predat. Din aia poate să învețe până când învață. După aia nu, aranjăm. După, știți cum merge. Dar dumneavoastră faceți asta în timpul liber. Da. Aveți, de fapt, o altă meserie. Da, sigur că da. Sigur că asta numai din timpul... Asta, aici e problema. Că vedeți că săptămâna trebuie să facem două sau trei o repetiție. Numai că timpul ăsta pezi pentru repetiții, că până când să ieși undeva, să meargă un pic bine, câte repetiții trebuie să faci, câte timp liber pierdut de la oameni. Mă înțelegeți? Așa că cam greu înțeleg oamenii ăștia, trebuie ocupat cu ei, nu? Nu. De adică dacă are plăcere și asta tare aș vrea să vie și aș bucurați foarte mult. Nu? Eu cred că fanfara municipiului Reghin este foarte bine văzută în orașul nostru. Sunteți respectați pentru ceea ce faceți și de câte ori apăreți la evenimente și sunteți în deschiderea sărbătorilor. Lumea trăiește un sentiment aparte când aude fanfara municipiului. Da, să știți că am vorbit cu oameni și care asta zice, mă, când aud fanfara, face pela de găină. Ies, unde fanfara, ceva... Așa ridică, zice, extraordinare, domnule. Și așa au fost de când amintesc eu. Când aude fanfara, domnule, toată lumea foarte. Și suntem văzut bine, sigur. Și la doamna primar foarte apreciată fanfara. Mă bucur pentru treaba asta și peste tot, cum ziceți. Și avem sprijinul Consiliului, care, într-adevăr, anual alocă un fond pentru fanfara și pentru una alta. Și, într-adevăr, suntem mulțumiți și noi cu, da. Este o întreagă istorie în spatele acestei fanfare. Practic, când s-a înființat ea aici, în orașul nostru? În orașul nostru a înființat 1940, așa se spune, sub bagheta. Era un doctor Scovaci, sub bagheta lui. El era ca un fel de administrator și era băieți tineri și era mult, cam 40 de persoane, băieți tineri și era o fanfară. După o condus mai departe, era Hartwig, dirijorul Hartwig, o luat dirijorul Hartwig. Nu, o condus, după aia, după o perioadă, o luat fanfara Ipeleu, cum zice, Cilu, Ipeleu. Și atunci o luat Col Ștefan, care era la școală, împuia păsările, Col Ștefan, poate știți, poate. Da, da? Sigur. Și după, în 68, fiind atâta frață în fanfară, am avut unul care era capabil să iei ca dirijor să facă și atunci au luat el în 65, cam așa ești, da, 65, care au făcut până în 2008, au fost în frunta fanfarei și am făcut multe lucruri și am învățat cu băieți, că mai am din băieți ăia care au învățat, da? Fiecare pleacă în stânga, în dreapta, stânga, da, de adică, da. Și după aia 65-68, 2008, atunci s-a întâmplat asta, s-a bolnăvit și atunci am luat eu. Și de atunci avem o activitate foarte bogată, suntem chemați și unde mergem nu facem de rușine, nu. Și de-aia vrem să meargă treaba bine și ar putea să am niște băieți tineri. Sunteți cel mai vechi din fanfara actuală? Sunt care mai înaintea mea. Am chiar și unchi. Care am un care a fost în fanfară. Ce vârstă are astăzi? Are și peste 70 și peste 81. Am și peste 80, care umblă activ, să știți că foarte activ. Ambiția asta mare, să știți, dacă place ceva, foarte activ. Vreau să înțelegi? Se dă Domnul sănătate la fiecare. Și dacă au ajuns la vârsta, chiar am și unchiul ăsta, care e paralizat. Zice, mă, dacă când mă duc acolo tot plânge și mai bine, nu că împreună eram toate probleme, rezolvam înainte, tot plânge. Zice, mă, dacă aș făcea bine, eu aș cânta în fanfară, da? Dai seama ce voință avea omul, ce voință are omul. Asta e soarta omului, asta e soarta omului. Sigur, nu este ușor. Probabil ați avut și dumneavoastră momente în care v-ați gândit că poate ar trebui să renunțați, să vă retrageți. Auzi, momente de supărare. Este momente, atunci, dar după o perioadă, știi că, nu, știi, parcă, știi, dacă ai început de copil, poți să spui copil, zic, hai să mergem, hai să facem, că era frumos. Și când vezi că ești apreciat de oamenii, de conducere și asta,
mai mult, mai mare mulțumire nu mai trebuie. Când ești așa, vezi că place la oameni, mai mare mulțumire. Ca un artist când urcă pe scenă și știți că mulțumirea aplaudă. Exact așa. Am fost chiar și la Rodna și asta și la Zborla. Am primit aplaudă, zic, chiar am mulțumit, am spus că mulțumesc, că mai mare plăcere nu trebuie și mulțumire decât aplaudă. No. Asta este. Și e o bucurie și momentul în care ieși pe stradă, te duci, da, la cumpărături și te recunoaște lumea. Recunoaște, oprește, no, una altă și zic, ăsta, uite, ăsta și din reghin cu oricine întâlnesc sau ăsta, apoi știe, no, știe, cunoaște și ăsta, no. Cum e la aceste concursuri, festivaluri dedicate fanfarelor? Da, este, chiar și la Bistrița, adună 8-10 fanfară și din Bulgaria, Ungaria, cu fete asta, cum zice, care face gimnastică cu fanfara, no, cum zice la ea, nu mi-e în minte. No, și foarte frumos, să știți. Chiar și din Polonia am avut întâlnire. Înseamnă că dacă cheamă și pe noi și fanfara militară, chiar au fost de la Cluj, de la Baia Mare, de la Iași au fost, înseamnă că suntem în nivelul lor, că nu suntem mai jos, că suntem și suntem chemați fiecare. Și acum am vorbit cu Bistrița, vrea să ducă 3 zile, 21, 22, 23, la fanfara. De a zic că suntem undeva, avem o valoare, mă, cum mai bine zici, avem o valoare, cântăm cu nivelul lor, dar foarte frumos, să știți. Și suntem băgate în program, înainte de masă cântăm sectorul ăsta, altă fanfară, dincolo, tot așa, după masă altă, după avem concert pe scenă sus. Și public este întotdeauna? Este public totdeauna. Dom'le, și publicul trebuie să-ți placă și ăsta, dar foarte, foarte frumos. Și ultima seară, cu defilele în oraș seara, cu torțe, și fiecare fanfară colonează, țin o distanță, începe cântând, țin o distanță de ăla, acolo, și merge, și după ăla, tot orașul sună, așa e frumos, tot, extraordinar. Și cu torțe, vin ăsta cu torțe, da. Cum e cu echipamentul pe care îl purtați? Echipamentul ar plăcea să am o altă echipament, că am văzut ăștia colegii din altă parte au echipament destul de frumos. Noi am primit, niște costume, de la câțiva ani, ar plăcea să schimb. Am unul cu roșu, cu aia care ați văzut, care e pantalon negru, aia am primit, nu știu, în timpul lui Noi Londra, așa am primit, tot de la străini, aia, cu aia folosim acum, și după am procurat un costum negru, tot așa, cu dungi, costum negru, care, caz de negru, ăsta, la muzică de par, sau ăsta, nu mă luam așa, ăsta. Dar ar plăcea să comand, cum e vara, știți, niște cămăși cu mânecă scurtă, cu platcă și ăsta, să fie uniform, așa un bleu mare, așa, niște cămăși. Tot prin primărie vreau să încerc, că doamna primar cred că și acceptă așa ceva, s-a spus că ține foarte mult la noi, ar plăcea să fac și niște caschete, ar plăcea să fac. Am caschete care deja de mult vechi și vreau să schimb. No. Vedem pe parcurs. Pentru că interviul acesta se apropie de final, aș vrea să le transmiteți un mesaj reghinenilor. Păi eu mă bucur când ieșim afară și vin la spectacole și ăsta și suntem aplaudați. Dar reghin, să știți că sunt niște oameni sufletiști. Și acum în zilele gama, așa de plăcea muzica și asta, și doresc multe sănătate la orice evenimente unde participă fanfara, să fie număr cât mai mult. Și o să facem muzică de parc, acum că era căldură așa mare, n-am mers, că e foarte cald, dar o să mergem acum mai către septembrie în parcul central aici, unde e fontana arteziană, chiar și poza aia care am tot acolo era făcut, dar foarte frumos, să știți că sunt bătrâni care era acolo când am cătat și zice, de ce nu veniți fiecare a doua săptămână, veniți, haidați, săracii, dați seama că... Și când avem niște partituri foarte frumoase și cântece vechi, așa. Am vrut să ajungem aici. Practic, cântați pentru toată lumea. Ăsta e, ăsta, cred că oriunde am fost cu ăsta am câștigat, am avut succes mare. Noi cântăm niște cântece care cunoaște lumea, deja cântăm ce nu, numai așa, să-ți meargă.
Avem valurile Dunăre, avem varsuri, multe varsuri, avem ciobonași cu 300 de oi, tangouri, avem fetițe duce din București de la Gică Petrescu. Ăsta când am cântat la Codla, oamenii s-au ridicat, că nu, uite mă, astea, da, simt niște cântece frumoase avem. Și românești, populară, și maghiare, de și toate, săsești, da, de toate tipurile, de-aia suntem apreciați mai mult, că noi cântăm pe ce știe lumea, domnule. No. Într-adevăr, este extraordinar ceea ce faceți pentru Reghin și cu siguranță este pasiune, pentru că dacă nu v-ar plăcea și n-ați pune suflet, da, nu v-ar ieși atât de bine. Nu, și vreau să spui că fiecare poate să mulțumească și pentru neveste, că care înțelege că săptămâna lipsește, dar nevestele știe că și fiecare înțelege treaba asta. Și este înțelegere din partea soției. Da, exact așa, exact. Că și asta trebuie să, acum. No, așa este. Păi să aveți parte de sănătate, păi, și mult succes ca să puteți duce mai departe această activitate. Mulțumesc și dumneavoastră să aveți parte de sănătate și de toate activitatea ce faceți, că faceți un program frumos. Mie îmi place. Tot dar caut Reghin. Mulțumim tare mult.